Bună seara, dimineața, dragi prieteni, bine ați venit la primul episod de Squid News. Eu sunt Andreea Fishman și vă prezint știrile de lunea asta, săptămâna asta, din lumea asta. Ok, o să vă spun câte ceva despre ce se întâmplă cu site-ul și eu, cu canalul, cu pescuitul și cu alte chestii, multe, multe lucruri în ultimul timp. În primul rând, Pex Parker vrea să mă promoveze pe paginile lui de Facebook, pe grupurile lui, dacă nu greșesc, despre pescuit unul și celălalt e pescuit sportiv. Și are și un site care se numește Pescar Informat. O voi vorbi cu el, voi vedea despre ce este vorba. Încă cineva, dar nu mai țin minte cine, a zis că îmi lasă pe site-ul lui linkul de PayPal. Constantin, dar nu mai știu cum că aveam văzut comentariul. Dan Chiroșcă este administratorul grupului Prutul, un râu de poveste. Prutul, un râu de poveste. Un râu ca în poveste. Se pare că-s murdar. Da. Încearcă cu organizația sa să-mi facă rost de o saltea de primire. Asta vreau să vă zic despre prieteni, mă bâlbâi de numai că am o grămadă de chestii pe care vreau să vi le spun. Grupul ăsta e un grup minunat și este chiar de el făcut. Cu el am comunicat până acum foarte, foarte mult. Cam bate vântul, îmi pare rău, nu am microfon. Urmează să vină și microfonul și să nu mai fie probleme de astea de la vânt. Da, cam straniu la știri să bâzie vântul, dar asta este. Da, a făcut grupul ăsta de anul ăsta, e un grup foarte nou, foarte fain în așa puțin timp, parcă din aprilie, din câte am văzut eu, și este făcut de el și da, el este membru în organizația Salvați Prutul, asociația care se numește Organizația Salvați Prutul, nu Prutul. Vor să mă sponsorizeze cu salteaua de primire, dar bineînțeles că i-am refuzat pentru că ei au lucruri mult, mult mai importante de făcut. Prefer să mă descurc singur, o să văd cum o să fac. Oricum, mai rar de acum la pescuit, cred. Am venit astăzi, n-am prins niciun pește, dar cum ziceam, ei au lucruri mult, mult mai importante de făcut decât o saltea de primire pentru mine. Sunt oameni extraordinari, mi-au propus să merg să vorbesc și prin școlile din apropiere, de prin județul Botoșani, care sunt din satele de pe malul Prutului. O să vedem, sper să reușesc să fac și asta, să vorbim despre pescuitul sportiv, despre ecologie, despre faptul că este o comoară pentru noi acest râu și că ar trebui protejat și încurajat să își revină, să iasă din starea în care este. Încă e destul de rău pe Prut, îmi dau seama că în restul țării este mult mai rău de atât, dar în câțiva ani, dacă o să aveți grijă de râurile voastre, cu siguranță vor ajunge ca Prutul. Și noi vrem să ajungem și mai departe ca pe vremurile glorioase ale râului, când era mult, mult pește, când viața era în floare. Deja am văzut ceva diferență față de când eram copil, adică parcă nu mai este chiar așa mult pește, dar am început să văd multe rațe, cormorani, ceea ce e un lucru bun, înseamnă că își revine. Pe Prut a fost prohibiție vreo 5 ani la pescuitul industrial, s-au luat măsuri, a fost mărită perioada de prohibiție pentru pescuitul sportiv, parcă a fost 3 luni în loc de 2, ceva de genul ăsta, sau nu știu exact, sau 4 în loc de 3, nu mai țin minte. Dar oricum, s-au luat măsuri și na, avem noroc și că e și în zona de frontieră e un pic mai bine pe Prut. Da, alte știri. Bunica mea
își schimbă frigiderul, deci vă rog să donați pentru un frigider nou. Eu nu am unde să pun vermișorii și dacă vreți să mă mai vedeți la pescuit, trebuie să am unde să pun peștișorii reci, deci donați pentru un frigider. Prieteni, glumesc. Glumesc, glumesc, glumesc. Un pic de ironie față de ce se întâmplă. Da, apropo de donații, am glumit total cu frigiderul, Doamne ferește. Apropo de ce se întâmplă, Pacostea, un abonat vechi, un abonat foarte simpatic, care nu știam că e interesat de pescuit, a donat, unul dintre cei care a donat, tot despre donații, pe Patreon, deși un singur Patreon până acum, cred că o să încarc toate filmele pe care le am în premieră, să mai premiere, să le vedeți cu mult timp înainte față de ceilalți. Asta deocamdată o să pot să fac pe Patreon. O să văd ce o să mai fac, poate o să le pun needitate doar bucățele și pe cele editate pe care le-am deja încărcate. Am vreo 4 clipuri la pescuit. 4 plicuri. 4 plicuri. 4 clipuri la pescuit. Care este de vreo 20 de minute, cum sunteți obișnuiți cu multe, multe capturi, și cred că o să pun bucăți din celelalte clipuri care, în mod normal, le lipesc și durează mult. O să le vedeți acolo mult mai devreme decât cei de pe YouTube. Pe YouTube, oricum, nu pot să încarc foarte multe, încarc unul pe zi, și de pescuit o să încerc pe cele cu capturi cele mai frumoase să păstrez unul pe săptămână, pentru că, na, nu vreau să vă plictisiți. Da, asta voi face cu Patreon deocamdată. Nu știu ce o să mai fac, dar deocamdată asta e treaba. Mi-au spus mulți tineri sau care nu au card sau care nu pot să doneze, cum pot să mă ajute. Le-am zis că e suficient să se uite, nu-i nevoie de mai mult, dar dacă vreți să faceți și voi ceva, să ajutați canalul și, bineînțeles, pe mine, puteți să dați share la filmuri, Fuck. Puteți să dați share la filme, asta e cel mai important, dați share pe Facebook, pe unde mai socializați voi, Instagram, Twitter, habar n-am cum funcționează Instagram-ul și Twitter, n-am avut niciodată, așa că nu știu, dar cred că se poate, nu? Na, puteți să vă înscrieți în grupuri de pescuit, unde bineînțeles că nu doar că veți învăța foarte multe, dar veți putea să dați share și acolo. Mie mi-este sincer cam rușine să postez pe grupuri de pescuit. Mi-e frică să nu creadă lumea că încerc să-mi fac reclamă. Încă ceva foarte important de care vreau să vă spun. Am discutat cu cineva, știți că am lansat campania Hai Liberare, astăzi înregistrez exact astăzi în ziua în care am lansat campania asta. Cineva spunea că foarte mulți pescuiesc pe ape publice, pe ape private, pe bălți private și atunci iau pești acasă. Da, nu-i vorba, campania asta oricum nu are legătură cu cei care pescuiesc pe bălțile private, pentru că, v-am spus, acolo este regulamentul, așa că nu contează. Dar cei care pescuiți pe ape sălbatice, trimiteți-mi clipuri. O să arătăm la toată țara că se poate și pescui și așa, că putem să avem grijă și de apele noastre, chiar dacă tot noi le facem puțin rău pentru că pescuim, dar iubindu-le și sau iubind peștii și natura și având grijă de ei, o să facem să fie mai bine. Mă uit doar la în Anglia, la americanii din Anglia, glumesc, la cei din Anglia, cât e de frumos tot la ei, și lacuri, și râuri, și tot este extraordinar de îngrijit, natura extraordinar de frumoasă, deci se poate și pescui și se poate avea grijă de natură, este excepțional ce au făcut ei. Bineînțeles că se duc românii probabil și strică tot, dar măcar bine că nu mai fac prostii în România, nu? Da, știu că unii mă urmăriți și din Anglia, salutare la toată lumea, din Spania și din Italia, pe toți vă salut cu drag, dar nu vă bateți joc de apele lor. Bine, nu zic că voi sunteți, că cu siguranță cei care vă uitați la mine nu sunteți oameni rău intenționați, dar da, ai noștri fac numai prostii.
au plecat cu mentalitatea de la noi, s-au dus să strice și în alte locuri. Bine că nu mai strică așa de mult la noi, dar păcat, pentru că până la urmă în toată lumea e frumoasă natura, nu doar la noi. Ce vreau să vă spun? Pentru concursul ăsta am luat legătura cu un magazin de pescuit online, magazinul meu preferat. Am început să negociez oarecum cu ei, să le fac, bineînțeles, o promovare, pentru că, sincer, încerc să fac încerc să fac la chestii reale, care sunt cu adevărat reale, exact de unde cumpăr eu și exact ce cumpăr eu, ca să, nu știu, să fie o chestie onestă. Le-am spus că nu am nevoie de bani pentru mine, poate o să ne ajute cu câte un mic premiu pentru cei care vor participa la campania Hai Liberare. Nu știu, m-am gândit, le-am propus un premiu în valoare, adică un cupon cu care să-și poată lua orice de la ei de pe site, din magazinul online, pentru că fiecare știe ce are nevoie și ce vrea, așa degeaba îi dai unui om un premiu cu care nu are ce face. Și bineînțeles încerc o reducere. Ei deja au reduceri foarte bune, prețuri foarte bune, că vă dați seama că altfel nu vă trimiteam acolo. Și sper să reușesc. De câteva zile n-au mai zis nimic, ceea ce e destul de straniu. Voi căuta în altă parte, nu-i problemă. Oricum, doar să fie avantajos pentru voi. Am propus să-mi dea un cod de reducere, 5-10%, 15%, cum se face în străinătate. Am văzut foarte mult se face chestia asta, măcar la prima comandă sau ceva, cu siguranță, în așa fel încât să fie benefic și pentru ei și pentru voi. Pentru mine nu mă interesează, că nu-i vorba de asta. Acum e mult mai important eliberarea peștilor, să încurajăm oamenii să elibereze pești și, bineînțeles, să încurajăm pescuitul sportiv. Și dacă, nu știu, dacă încurajăm un magazin de asta de pescuit sportiv, dacă vor avea din ce în ce mai multe produse și vor avea vânzare mult mai mare, vor putea să scadă prețurile și vom putea să ne bucurăm și noi de asta. Spuneți-mi ce părere aveți despre chestia asta, lăsați-mi jos în comentarii, cu cât mai multe comentarii despre chestia asta, spuneți-mi care sunteți cei care sunteți interesați. Poate o să vadă sau o să trimit și o să vadă cât de mulți doriți chestia asta. Dacă nu doriți, asta este. Știu că nu e un episod prea bun, cel în care spun chestia asta, pentru că ar trebui să spun într-un episod de pescuit, dar astea sunt news-urile, adică știrile, asta facem, o să spun și în celelalte, o să spun aceeași chestie, probabil când o să prind, că probabil de acum trebuie să vină perioada somnului și poate păcălesc și un somn frumos anul ăsta. Alte știri, nu mai știu nimic. am uitat tot ce vreau să vă mai spun. Bineînțeles că aveam mult mai multe, cred că am spus tot, habar n-am. Sper că v-a plăcut episodul ăsta puțin mai altfel. Eu sunt Andreea Squidelow, cum se cheamă? Andreea Fishman. Și mă duc acum să mai fac un film despre eliberare, că peștele nu trage nici deloc, nu-i place deloc. Trebuia să, știți că eu tot vă spuneam că sunt pescar oportunist și mă schimb imediat de pe una pe alta, nu am insistat pe crap. Am avut o singură trăsătură, l-am înțepat, l-am adus câțiva metri și a fugit. Nu că ar fi fost el foarte mare, adică nu știu, vă dați seama că nu l-am scos, dar i-a sărit cărligul din botic. Ok, prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați de subscribe, nu uitați de abonare, share și like și nu uitați de comentariile despre magazinul de pescuit. Vreau să vă mai zic că am ales magazin de pescuit online în așa fel încât să se adreseze întregii țări, pentru că bineînțeles că nu sunt urmărit doar dintr-un anumit oraș și un magazin online ar fi super, un super sponsor care să-l adresa întregii țări. Mai mult de atât, nu știu dacă aș putea eu să lucrez cu o anumită marcă, pentru că
Adică, na, nu știu, cred că e mult mai onest ca fiecare să-și aleagă exact ce-i place, exact ce-i trebuie, să nu fac eu reclamă la ceva specific. De asta am căutat un magazin și nu o marcă. Mi-a zis că s-ar putea să-mi poată da pentru anumite produse, doar pe o anumită marcă să-mi dea reducere pentru voi, ceea ce ar fi super. Am spus câteva mărci care îmi plac mie, Maros. Pentru că nada e super pentru pescuit la apă curgătoare, nada mea preferată, Gamagatsu, bineînțeles, Corda și Fox. Fox, ați văzut că de la Fox iau multe cârlige, să vedem dacă o să putem face ceva, prieteni. Iar am mai vorbit o grămadă, ciao les, v-am lăsat. Așa zice la sfârșit de știri.